viceprimar, dumneavoastră coordonați la nivelul capitalei campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 25 mai a alianței electorale PSD-NPR-PC. Ce prezență vă așteptați să fie la urne în duminica votului, având în vedere că la precedentele alegeri pentru Parlamentul European, prezența românilor la vot a fost sub media europeană? Acum, ce pronostic, la ce mă aștept, are două semnificații. Ce așteptări aș avea eu sau ce prevăd că se va întâmpla. Așteptările mele sunt ca cetățenii să vină în număr cât mai mare, pentru ca reprezentanții noștri să aibă o legitimitate cât mai mare. Pronosticul, în schimb, nu este unul foarte optimist, în sensul că cetățenii nu înțeleg prea bine importanța acestui demers. Și cred că asta e principala temă pe care trebuie să o avem în campanie, și anume de a ajuta oamenii să înțeleagă că sunt foarte importante alegerile europarlamentare. Dacă ne uităm pe grafic, o să vedeți că prezența cea mai mare este la alegerile locale. Oamenii înțeleg foarte bine ce înseamnă primar, ce înseamnă consiliul local, sunt chestiuni foarte reale și foarte apropiate de fiecare în parte și mai ales de comunitate. O să vedeți că la parlamentare prezența este mai mică decât la locale. Deja încep lucrurile să fie mai abstracte. Oamenii nu mai înțeleg foarte bine importanța lor și cu ce le poate schimba viața într-un mod direct. La europarlamentare lucrurile se văd mai distanțate chiar. Spun lucrul ăsta ca să menționez o realitate. Trebuie să, și spuneam un lucru pe care îl repet, asta cred că e principala temă de campanie, și anume, haideți să explicăm oamenilor cu argumente de ce este nevoie să fim prezenți cât mai mulți la alegerile europarlamentare, cât de importantă este Europa pentru noi și cât de importantă este semnalul pe care îl dăm noi ca români, nu numai din perspectiva prezenței la vot, ci și din perspectiva reprezentanților noștri care vor merge acolo. Și aici e un subiect care, de asemenea, eu cred că este foarte important și trebuie dezbătut și trebuie explicat cum se cuvine. Și anume, parlamentarii care sunt trimiși de România acolo, singurul lor scop, indiferent de unde sunt ei, există familie de stânga, există partide de dreapta, cred că după ce au fost aleși, toți trebuie să fie în primul rând parlamentarii României. Ei reprezintă și trebuie să o facă cu un nivel de maximă decență să reprezinte România. Din acest punct de vedere, faptul că anumiți europarlamentari și-au permis să meargă afară și să vorbească urât despre România, eu cred că este inacceptabil și n-ar mai trebui vreodată în vreo circumstanță să mai reprezinte țara noastră și poporul nostru. De asta învățăm și noi și trebuie să o facem din comportamentul germanilor, din comportamentul francezilor, care niciodată conflictele din interior nu le duc în Europa. Nu ne putem aștepta să ne respecte oamenii câtă vreme noi nu ne respectăm pe noi. Prin urmare, cum intenționați să explicați românilor mizele alegerilor europarlamentare și cum intenționați sau prin ce mesaj încercați să-i convingeți să voteze candidații Alianței? Cum anume? Spunem noi oamenilor sau cum anume argumentăm solicitarea votului nostru ca alianță PSD-UNPR-PC pentru europarlamentar, pentru lista noastră de reprezentanți, de candidați. Da, tocmai ce spuneam, nu există niciun europarlamentar de la noi, de la PSD, care să fi vorbit România de rău în afară. Nu există. Atunci când s-a pus problema de România, de un reprezentant al României,
Ați văzut și dumneavoastră, unii români au căzut în Parlamentul European cu voturile românilor, ceea ce mi se pare total inadmisibil. Dom'le, când e un român, e român. Deci, în primul rând, noi acolo suntem români. Și după aia suntem de la PSD, de la PNL sau mai știu și de la ce partid. Un alt aspect, de ce este important să câștige stânga în Europa? Păi, nu e cazul să explicăm nimănui ce înseamnă stânga și ce înseamnă dreapta. Stânga se ocupă întotdeauna cu mare grijă de echitatea socială, de cei săraci, de cei care au nevoie de ajutor. Ori, într-o Europa atât de diferită, atât de mari discrepanțele între bogați și săraci, diferențe atât de mari între Germania, Danemarca, Olanda, Franța și România sunt atât de mari, încât avem nevoie de echitate socială și de un anumit echilibru. Avem nevoie de ajutor, trebuie să o recunoaștem. Suntem săraci și avem nevoie de ajutor din toate punctele de vedere, dar mai ales financiar, adică fonduri europene. O dreaptă care nu încurajează echitatea socială nu e bună pentru noi ca români. Este bună pentru țările deja dezvoltate. De asta e firesc ca Germania să voteze dreapta. La fel cum este atât de firesc ca România și Bulgaria să voteze stânga. Avem nevoie de un concept de echitate socială și de micșorarea distanței între cei bogați și cei săraci. Și nu doar atât, ci mai avem nevoie și de oameni reprezentativi. Oameni care să ne reprezinte cu cinste în Europa. Oameni capabili, oameni cu anumită ținută morală, ceea ce, din această perspectivă, lista noastră este de departe cea mai bună. Deci acestea ar fi principalele aturi ale candidaților alianței? Principalele aturi, de am vorbit și de conjuncturi, nu doar de aturi. Și conjunctura cred că este foarte importantă. Adică, dacă cei săraci nu votează stânga, cine ar trebui să voteze stânga? Cei bogați? E o chestiune de logică și de bun simț. Vreau să vă întreb, fiindcă liberalii au anunțat că după alegerile europarlamentare intenționează să depună la Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta. Ce șanse de reușită dați unui astfel de demers? Aici nu există prea multe variante. Din perspectiva mea, pentru Partidul Național Liberal nu există decât două variante. Unul, să revină și să refacem USL-ul. Vedem cât de probabil este acest aspect, sau să rămână în opoziție și pe care de consecință să depună moțiune de cenzură. Este reglementat prin Constituție, este dreptul dumnealor, ca să nu spun că este chiar obligația dumnealor. E adevărat că nu prea mai au argumente ce să scrie în moțiunea de cenzură. Că dacă au vrut profit reinvestit, s-a dat. Da? Adică să se scutească de impozite profitul reinvestit. S-a dat. Reducerea CSE-ului cu 5% s-a anunțat. Se va face. TVA-ul la alimente s-a scăzut. Autostrăzile merg în continuare. Atragerea de fonduri europene, slavă Domnului, că slavă cerului, că uite, în sfârșit a început și România să fie premiantă la fonduri europene, nu ultima pe listă. Da? Deci iată că se poate. Lăsând la o parte toate aceste argumente, din punct de vedere politic, este dreptul și chiar și obligația dumnealor să depună o moțiune de cenzură. Dacă mă întrebați de șansele unei moțiuni de cenzură, nu cred, pentru că nu e o guvernare proastă așa cum s-a întâmplat a lui Emil Boc, în care să nu-și lase parlamentarii să voteze pentru că nici parlamentarii lor nu mai credeau în buna guvernare, pentru că era vizibil pentru toată lumea că e o guvernare proastă. Nu e cazul acum, ba dimpotrivă parlamentarii puterei, eu îi simt plin de speranță că lucrurile merg bine și sunt convins că n-au niciun fel de succes. Cu toate astea, e un demers politic, strict politic, acesta cu moțiunea de cenzură.
Având în vedere măsurile guvernului Ponta, despre care aminteați mai devreme, la ce scor intenționați să obțineți la alegerile din 25 mai? Bănuiesc că mă întrebați pentru București, că eu răspund de campania pe București. Partidul și-a fixat scorul, targetul de 35%. Bucureștiul, în general, a fost pe media partidului, pe media din țară. Evident că noi pe București ne propunem de asemenea un minim de 35%, pe care sper eu și am convingerea și încrederea că reușim să-l obținem. Pe ce sectoare vă bazați mai mult? Pe primele 6 sectoare, de la 1 la 6, toate sectoarele ne bazăm, pentru că discutăm de București. Și discutăm totuși de alegerile europarlamentare. Cred că avem suficient de multe argumente, de care am vorbit de o parte semnificativă din ele, am vorbit deja. Dumneavoastră vă aflați acum la jumătatea mandatului de primar al sectorului 3. Cum arată bilanțul primilor 2 ani de activitate și ce obiective, proiecte aveți pentru perioada viitoare din mandat? Nu mă aflu, mă apropii de jumătatea mandatului, că mai sunt încă 2 luni de zile. Și o să spuneți, ok, ce contează 2 luni? Da, da, contează. În 2 luni vom face multe lucruri, așa cum am făcut și în celelalte 22 de luni. Multe lucruri aș putea să spun, m-aș limita doar la câteva. Și anume, aș vrea să amintesc faptul că în sectorul 3 nu mai există taxă de gunoi și am o mare satisfacție prin faptul că cetățenii scutesc în fiecare lună peste 1 milion de euro. Bani pe care îi plăteau până acum 2 ani și astăzi nu îi mai plătesc. Deci de 2 ani încoace nu mai plătesc taxa de gunoi. În sectorul 3 este mult mai curat decât era acum 2 ani. Despre reabilitarea termică, un subiect foarte important pentru noi în sectorul 3 și deopotrivă pentru mine. Dacă atunci când am preluat mandatul erau reabilitate 33 de blocuri, 33 și acelea cu bani de la oameni, în această perioadă, aproape 2 ani de zile, am reabilitat peste 300 de blocuri. Asta înseamnă de 10 ori mai multe în 2 ani față de 2 mandate, adică 8 ani. Spațiile verzi. Tocmai am primit premiul de la revista Forbes pentru cel mai verde oraș, sector 3. Am plantat, ce nu s-a văzut vreodată, aproape 10.000 de copaci în perioada de care vorbim. Parcurile arată din ce în ce mai bine, bulevardele ne ocupăm de asemenea de ele, școlile, credeți-mă că revoluționăm tot ce înseamnă învățământ și școlile în sectorul 3. Cea mai bună investiție pe care o putem face este în educație. Și, într-adevăr, acordăm o atenție deosebită acestui capitol. Cum vă gândiți sau ce măsuri aveți în vedere pentru creșterea securității din unitățile de învățământ din sectorul 3? Avem sisteme de supraveghere, avem pază, avem sisteme de alarmă, avem de principiu suficient de multe aturi care să ne ferească de eventuale probleme. Dar după cum ați văzut, în general, de principiu, în sectorul 3, nu am avut probleme în școli cu securitate. Au mai fost probleme în afara școlii, dar puține. Și despre siguranța cetățeanului pot să vă spun de asemenea cu oarece satisfacție că poliția locală, în afară de faptul că își face din ce în ce mai bine treaba, lucrează din ce în ce mai bine cu Poliția Națională și pe grafice, credeți-mă că sunt optimist, adică ne-a scăzut infracționalitatea,
semnificativ, în ultimii 2 ani a scăzut semnificativ infracționalitatea și au crescut numărul de infractori prinși. Asta înseamnă că poliția își face din ce în ce mai bine treaba. V-ați referit ceva mai devreme la importanța proiectului de reabilitare termică a blocurilor. Vreau să vă întreb la ce sumă se ridică valoarea investiției necesară a acestui demers și dacă intenționați să accesați în acest scop fonduri europene, fiindcă tot vorbeam de rata mare de absorpție. Da, păi trebuie să punem și noi umărul la tot ce face guvernul și la tot ce se întâmplă în România, să atragem cât mai multe fonduri europene. Mi-am propus, și o chestiune declarată, să fim campioni nu doar la reabilitare termică, așa cum s-a întâmplat, că suntem campioni pe ultimii 2 ani, deci pe perioada de când sunt eu primar, nu există primărie din țara asta care să fi reabilitat mai multe blocuri decât am făcut-o noi. Vrem să ne menținem în continuare campioni și de asemenea vrem să fim campioni și pe atragerea de fonduri europene. Pe regiunea București-Ilfov suntem singura primărie care accesăm acest program și asta e și partea bună a lucrurilor, că putem să luăm noi toți banii. Mai mult decât atât, am depus deja dosare, avem proiecte mult peste suma alocată deja pe toată regiunea București-Ilfov. Avem dosare de asemenea substanțial și pentru următorul exercițiu, perioada 2014-2020. Da, sunt decis, sunt hotărât să depunem cât mai multe dosare și să terminăm cât mai repede acest proces de reabilitare termică în sectorul 3. Asta mai ales din perspectiva faptului că nicio primărie din țara asta nu are atât de multe blocuri cât avem noi în sectorul 3. Suntem cel mai mare oraș după București, cel mai mare oraș din România după București, cu gradul cel mai ridicat, cu procentul cel mai ridicat de locuitori la bloc. În prea puține zone cu case. Noi avem foarte mult blocuri. Sumele sunt semnificative, sunt foarte mari. Și bugetul nu este nici pe departe echilibrat. Și aș da un exemplu. Sectorul 1, care are populație mult sub jumătate față de sectorul 2, față de sectorul 3, au bugetul aproape la dublu față de sectorul 3. Pe cale de consecință, bugetul per persoană în sectorul 1 este de 4 ori mai mare decât bugetul per persoană în sectorul 3. Dar nu e o chestiune, nu ne plângem. Într-adevăr, nu este ușor, dar numai lucrurile grele ne pot motiva, ceea ce se și întâmplă. La final, aș dori să vă întreb cum vedeți anunțul domnului premier Victor Ponta, care spune că dacă va primi sprijinul aliaților săi, partenerilor săi, ar putea candida la alegerile prezidențiale. De când s-a rupt USL-ul din iarnă, primăvară, acum câteva luni de zile când s-a rupt USL-ul, mi-am dat seama clar că singura variantă este Victor Ponta. Dacă ruperea USL-ului nu a fost o fericire, cel puțin pentru mine și din ce am văzut eu și pentru PSD, n-a fost o fericire, nu a fost un lucru dorit de noi. A avut și aspecte pozitive și anume, din perspectiva mea, cred că într-adevăr Victor Ponta este persoana cea mai potrivită din tot ce cunosc să ocupe scaunul de la Cotroceni, pentru că, într-adevăr, așa cum la guvern a schimbat într-un mod substanțial, ca să nu spun radical, adică eram pe o cădere permanentă cu guvernele Boc și Ungureanu și iată că din codași în Europa, în atragerea de fonduri europene, eram codași pentru că aveam cădere economică, eram cei mai împrăpastie decât toți, ajutăm în situația să tăiem pensii, salarii. Lucrurile în România mergeau cât se poate de prost și o spun cu mult regret.
de când guvernul e condus de Victor Ponta cu echipa lui, suntem cu cea mai mare creștere economică din Europa. Vă spun cu multă satisfacție, sunt fericit pentru chestiunea asta. Suntem campioni la atragerea de fonduri europene. Deci atât că putem să transformăm o țară din condașii Europei în premianții Europei. Și asta doar cu o, doar schimbând o echipă și doar schimbând liderul. Sunt convins că România va fi mai respectată în lume, România va fi o țară mai decentă, mai liniștită, o țară mai normală, odată cu venirea lui Victor Ponta la Cotroceni.